Bun găsit, prieteni! Ultima seară de Liga Națiunilor, foarte multe meciuri și astăzi, care vor începe la ora 21:45. Olanda-Germania e cap de afiș în această seară, două mari echipe. Însă noi discutăm despre naționala noastră. Am încheiat primele două meciuri din grupă cu debutul lui Lucescu în Kosovo, apoi al doilea meci aseară în Ghencea cu Lituania, mult mai complicat decât poate ne-am fi așteptat. L-am câștigat până la urmă, dar în condiții speciale. 6 puncte, două meciuri, sunt însă concluzii de tras. Din păcate, vești mai puțin plăcute dinspre echipa națională de tineret, care avea șanse mari să meargă la turneul final, păstrează în continuare, dar pierde un meci foarte important. Ceva mai devreme s-a terminat meciul din Finlanda și am pierdut 2-0. Mai avem două meciuri de jucat în Muntenegru și acasă cu Elveția. Păstrăm, repet, în continuare șanse, dar vom discuta și despre acest subiect. Vineri, seria campionatul, discutăm încet încet pentru că au avut loc foarte multe mișcări pe ultima 100 de metri în Mercato, care s-a închis aseară și în România, și sunt lucruri de discutat. Să vă prezint invitații. Mihai Stoica, bună seara. Bună seara. Marius Baciu, bună seara. Cosmin Bălan, de asemenea, bună seara. Bună seara. Bun. Câștigăm aseară. De regulă, noi aveam tentația și avem tentația să spunem am câștigat, e bine. Putem să trecem meciul de aseară la toate căsuțele alea bifat, sau avem căsuțe la care au rămas lucruri nebifate aseară, dincolo de rezultare, pentru că victoria e victorie. Cum vedeți, domnul Stoica? Sunt căsuțe... Bine, sunt și multe căsuțe, adevărat. Unele s-au bifat înainte de a începe meciul, că într-adevăr aici nu pot să spui că e invenție faptul că am jucat și contra unui teren care ne-a pus probleme. Că noi, teoretic, eram echipa care o tehnică superioară. Vi s-a părut că terenul ne-a împiedicat să jucăm? Da, pentru că dacă stai și te uiți la foarte multe acțiuni, poți să acuzi jucătorii de egoism. Pentru că părea că fiecare jucător face foarte multe atingeri, că vrea să dea la poartă, că nu se uită la coechipierii care sunt în poziții mai bune, dar în momentul în care tu n-ai siguranța unui teren bun, trebuie să faci mai multe atingeri. Nu poți să joci din prima, am încercat de câteva ori, dar nu prea a ieșit. De aia ești silit să faci multe atingeri, n-am arătat bine. Trebuie să, așa cum am spus cu toții după meciul de la Priștina, că am arătat excepțional, chiar mult peste așteptări, acum n-am fost bine. Adică nici nu se poate spune că... Am mai citit, bă, sunt niște comentarii pe mine. Eu nu pot să înțeleg cum să spui că ne-au condus, dar după aia VAR-ul a făcut. Păi el a fost faul la portar, dacă nu aia nu înțelege. Eu am să spun ceva ca să înțeleagă cei care nu știu foarte bine regulamentul. Unii dintre ei, din nefericire, sunt și formatori de opinie. Dacă un portar are mingea în mână, o aruncă și se pregătește să o lovească și un jucător vine din spate, un adversar, și o ia din aer, este... lovitură liberă cartonaș în favoarea echipei portarului și cartonaș galben pentru atitudine nesportivă. Pentru că, dacă lasă mingea jos pe gazon, atunci e altceva. Dar așa, mâinile lui Târnovanu erau amândouă pe minge. Și arbitru foarte slab. Arbitru foarte slab, trebuia să vadă asta, adică aia chiar că era de văzut. Era și foarte bine plasat, dar tu ești convins că avea mele mâini pe minge? Da, sunt convins că le avea și se vede foarte clar cum cu capul îi scoate mingea din mâini. Se vede clar. Nu trebuie să ții mingea, să o prinzi la piept. Trebuie să ai ambele mâini pe minge. Dar și se avea. Vede că mingea se și oprește, practic, în mâinile. Exact. Indiferent că e slow motion sau nu, se vede cum îi scoate mingea cu capul din... Asta e cea mai bună reloare. Cred că asta și fost prezentat de cele mai multe. Nu trebuie altă reloare. Merge și la un moment dat mingea aici se oprește și atunci vine și... Uite cum vine cu capul. Zic că îi dă în mână, nu dă nici... Da, sigur, sigur. Dar chiar și dacă atingi mingea fără să lovești nicio parte a corpului portarului, este faul. Asta n-are să discutăm. N-are rost, așa. Nu, păi și eu zic la fel, n-are sens să... Nu e de discutat, e clar, a prins cu ambele mâini, a dat în mână, uite cu cap. Există imagini cu Ronaldinho, care stă în spatele porții când portarul la șmecherie și o fură. Nu merge, nu-i voie, deși ciudat. Cum, domne, când mingea nu mai e în controlul portarului? Ba da, e considerată în controlul portarului, pentru că portarii când degajează, aruncă mingea în aer. Bun, dacă tot am discutat... Poți să discuți faza penaltiului. E, faza penaltiului, da. Poți să o discuți. Pe aia. Nu, poți să o discuți, dar aici intervine inteligența lui Ianis Caci. Dar aici e de discutabil, într-adevăr.
Dacă n-ar fi fost România... Dacă era potriva noastră... Aia, clar. Nu, dar dacă ar fi fost, știu eu, Franța cu Anglia. Nu, că țin cu Anglia. Și nu Inter. Franța cu Spania. Că, da. Dacă era Franța cu Spania, spuneam că nu e penalti. Da, na, nu pot să... Marius, se pare penalti? Ușor. Deci, sincer, ușor. Acum, nu știu, pe la genunchi, pe la tibie, pe acolo, poate ceva mai mult, dar nu... Mă uit la stângul lui Ianis, pare mi se că e... Îl caută Ianis, e deștept, da, Ianis. Adică are circumstanțe, el a fost bine plasat, de iarăși arbitru. Nu mă, e contact. Contact e, adică are. Caută. Dar cine mi-a spus? Are că meme spunea, nu orice contact e penalti. Păi da, păi da. Păi orice, da, că nu-i basket. Da. Nu orice dar contact e penalti, dar... Hai mă, că e 51%, e gata. Lasă așa. O decizie foarte importantă pe care... Da, n-am fost bine. Apropo de asta. N-am fost bine. La 3 zile de la meciul din Kosovo, Lucescu păstrează practic aceeași echipă. Că dacă schimbi doar portarul, se poate spune că absolut, ai aici. Corect. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Cel puțin, Edi Iordănescu, nu conta că în dublă de meci, era primul sau al doilea meci cu Andorra. El schimba. Și schimba 3-4, cred că au fost meciuri în care a schimbat și 5 jucători. Chestiune care pleca de la ideea că jucătorul român nu este obișnuit, nu poate să ducă două meciuri în 3 zile, indiferent de talia adversarului. Lucescu a venit și a propus cu totul altceva. Adică aceeași echipă. Repet, Târnovanu, da, Cuniță, dar portarul e mai puțin important. În... Și arătăm rău. Și asta confirmă că nu putem să jucăm la 3 zile? Sunt multe lucruri de spus aici. Bun, eu mi-aduc aminte înainte, să zic. Tot cam așa ceva era. Nu se schimba echipa. Poate schimba dacă avea o problemă mică sau știu eu. Dacă am rămânea cam pe aceeași de joc, pe aceeași structură de jucători. Acum Nea Mircea, dacă a văzut că a fost foarte zile, bine... E important, la trei zile, da, corect. În campionat, de exemplu, dacă jucai în campionat un meci, te formai pentru cupele europene, de exemplu, în cupe. Adică cam asta se gândea. Dacă ai jucat acolo, 100% joci și dincolo. Dar acum... Păi dacă ar fi jucat Olaru două meciuri, l-ar nu-ți convenea? Nu, asta, că nu. Eu am altă filozofie. Eu-l văd. Și eu am ceva experiență, aia e problema. Ceva experiență și vorbesc din ce am pățit. Când nu schimbam, aveam probleme. Când schimbam, nu aveam probleme. Poate că era o coincidență. Dar eu, ce se întâmpla acum în 20 de ani, nu se pune. Sau acum 30 de ani, nu se pune. Era alt ritm, corect. Alt ritm. Se alergau 8 km, 9 km, acum se alergă 12. Eu altceva vreau să spun. Nu pretind că am dreptate. Dar, sâmbătă seara s-a jucat la Priștina, da? Da. După meci n-a dormit nimeni. Nu, a și spus ce spune. Păi n-are cum să doarmă. Și am mai explicat asta și o spun de 100 de ori, obsesiv pentru toată lumea, ca să înțeleagă, nu vorbesc prostii. Adrenalina te ține treaz. Nu te poți odihni. Duminică, nu știu când au venit, nu știu programul, că nu vorbesc. Duminică e zi pierdută, e zi de refacere, te recuperezi. Luni nu poți să te antrenezi. Eu jucam vineri. Vineri și luni, mă rog. Sâmbătă e zi pierdută, duminică nu prea poți să antrenezi mare lucru, că lunea e meci. Apropo de nu te poți antrena duminică, a fost un interviu cu Răzvan Marin, înaintea meciului cu Lituania, și a fost întrebat ce ți se pare schimbarea Lucescu, așa, și a spus, da, sunt lucruri schimbate. Ce, într-adevăr, e schimbat e faptul că până acum, și a lucrat totuși cu ceva serie, de la Daum încoace, a tot lucrat. Când aveam interval de meciuri la 3 zile, de exemplu, Edi zicea el, meci, ne întorceam și în ziua asta de duminică, la 48 de ore, adică era mai mult un antrenament de întreținere, de refacere. Lucescu e antrenament normal. A spus-o Răzvan Marin ca și cum e puțin surprins de alegerea lui Lucescu. Asta este metoda lui. Deci toți jucătorii s-au antrenat la fel. Da. Și cei care au jucat și cei care n-au jucat. Ok. Antrenament normal, a spus Răzvan Marin. Zice, asta dorește Mircea Lucescu, asta... Eu spun altceva. Eu m-am uitat în antrenamentul mare, normal. Stai să discutăm un pic ceva. Italia, nu, la o secundă. Franța, vis-a-vis de antrenor normal. Antrenament normal poate să fie tot un antrenament ușor. Simplu, ușor pentru toată lumea. Da, antrenament normal. Pentru că poate a făcut antrenamentul ăsta normal pentru jucătorii care au jucat mai mult. În moment ce Răzvan Marin a spus, înseamnă că a fost ceva diferit deosebit față de ceea. Că dacă era la fel, poate pe ăștia care a jucat, i-a lăsat mai mult mai la recuperare sau bun ceva. Și cu ăștia lanța completa mai spuneți mult. Spuneți că aveți experiență mare și că v-ați dovit. Are și Lucescu experiență. Dar nu, eu nu, cum nu, să nu, spun? Nu, eu nu spun că îl critica. Nu, totuși, nu cum e, a gândit, cum a putut să gândească el în a direcția bine asta? Dacă a câștigat. E, bine. A gândit bine dacă a câștigat. Eu
Eu nu înțeleg multe chestii. Oare că ar fi câștigat cu rezervele, nu spune ceva? Cu rezervele au câștigat meciul ăsta. Bune rezerve am avut. Bune rezerve am avut. Au intrat bine. Și eu chiar cred, cu toate că pot să fiu acuzat de subiectivism, dar nu prea mă interesează, cred că jucătorul care a schimbat radical ceea ce s-a jucat a fost Olaru. Pentru că Olaru a fost foarte activ, a intrat într-un moment dificil, pentru că noi în prima am jucat, parcă din ce în ce mai rău jucam. Începuseră să ne domine, adică se anunța golul. Nu uitați că Târnovanu a scos la aceeași fază, a avut două intervenții destul de complicate. Se anunța golul și golul a fost o fază de toată frumusețea. Noi, unii au jucat foarte slab, foarte slab, mai ales cei din compartimentul defensiv, mai puțin bancul, au fost foarte slabi. Asta e cum a arătat România în final de meci, apropo de ce spuneai tu, pentru că schimbările sau jucătorii de pe bancă... Da, vezi ce jucători vin de pe bancă? Parcă vine ceva bun de pe bancă. Olaru, Ianis, Alibek, Mitriță. Bine, Alibek intră la 2-1. Puteau fi titular toți? Dar e adevărat că el e implicat la faza în care Mitriță marchează. Păi nu, asta apropo că dacă am fi văzut la start echipa asta... Nu te mira. Păi nu te mira și ziceai că e pe undeva normal că vrei să aduci sânge proaspăt și să ai... Da, sânge proaspăt și niște nume, niște fotbaliști, adică nu schimbi doar de dragul schimbării. Mă, toți ăștia sunt fotbaliști care puteau fi titulari fără să ne mire. În orice echipă și în Kosovo. Eu din interiorul echipei naționale, argumentul pentru care Lucescu nu a schimbat... Și cum a gândit în meciul ăsta, a spus așa, am nevoie de omogenitate, intrăm cu aceeași echipă, încercăm să rezolvăm cât mai repede meciul, ceea ce părea că se întâmplă asta după ce am dat gol, pe care venim având 5 schimbări cu jucători care nu o să fie proaspeți pentru că sunt deja obosiți și aducem de pe banc. Până la urmă lucrurile s-au complicat pentru că a venit egalarea aia și lucrurile au arătat din ce în ce mai rău. Dar și același lucru, poți să vii cu ceva proaspăt și foarte bun, cum a uitat Olaru și mie mi se pare că Olaru intra foarte bine. Dar nu poți să te gândești că Olaru putea și același lucru. Dacă Nea Mircea, experiența lui e mare. Poate și pentru el era o presiune în plus să intre titular. Vorbesc de Olaru. Care nu o văd, că totuși e un jucător destul de matur. Dar a intrat perfect, într-o conjunctură care chiar nu funcționa echipa deloc. Și mie mi se pare că Olaru a fost dat inimă echipei din nou. Bun, lăsăm la o parte Ianis, care a inventat ceva acolo, care el asta face, și bineînțeles contraatacul la celor doi, care a fost fantastic. Multe ori din postura de rezervă a intrat și a făcut ceva. Ianis. Deci, dacă stai să te gândești, a gândit-o foarte bine. Dacă îți iese cu ăștia care au mai jucat, având și păstrând omogenitatea, și jucătorii care au jucat, e ok. Dar totuși avea pe bancă... Corect. Dar avea totuși pe bancă niște jucători care puteau face, să facă o schimbare a echipei, ceea ce s-a și întâmplat. Bun. Mitriță. Pare că este un pariu mare al lui Lucescu, având, da, ținând bune toată conjunctura, nu? Păi, da. Eu cred că s-a vorbit mult prea mult de un jucător care a marcat în urma unui contraatac, un 2 excepțional cu Alibek, golul 3. Da. Deci golul 2 a fost cel care a deblocat. Golul 2 ne-a câștigat meciul, nu golul 3 la 2-1. Ok, nu, frumos. Nu spun că Mitriță a câștigat meciul ăsta. Eu păi mă referam la altceva. Mă referam la faptul că... L-au câștigat Ianis Hagi și cu Răzvan Marin. Pentru că vezi că se ratează penaltiuri. Au ratat la unii la aia mari de tot. Că Răzvan, la Răzvan ești sigur că Mitriță nu au nicio emoție. Mitriță era un jucător scos din circuitul echipei naționale. Da. Pentru că așa a decis Edi Iordănescu. Da. Edi Iordănescu a avut rezultate, a avut dreptate automat, da? Vine Lucescu și spune, îl aduc pe Mitriță. Multă lume s-a mirat, ok, din moment ce a fost excus pe motive de indisciplină, era un pariu pentru la Nea Mircea nu există jucători care, din motive de indisciplină, să nu încapă pe una lui și să devină modele de disciplină. Lista e lungă. Lista e foarte lungă și sunt jucători mari de tot. Asta pare că aici o demonstrație un jucător. Poate, cred că cu indisciplina mai rea decât poate, top 3 calități la un antrenor. Da. Dar Mircea Lucescu e recunoscut pentru asta. Că nu s-a speriat, parcă a căutat să readucă în orbita performanței, că te vorbesc bine, acum, după meci, o să fiu urlat, așa, fotbaliști ca Lupu și Sergen. Știu că a fost întrebat toată de Lupu cum și el a zis așa, Lucescu, mi-a rămas chestiunea ce cel mai simplu când ești într-o e să-l dai la o parte jucător. Cel mai simplu. Da, da. Cel mai greu e să-l câștigi.
Dane, tu știi cum venea în anii 80 Mircea Lucescu, care deja era o celebritate, la meciuri, să-l vadă pe Lupu jucând la Galați, la Liga a doua. Și noi stăteam și ne uitam și nu ne venea să credem că Mircea Lucescu e ca un om de rând, tot se uită la meciuri. Omul ăsta, flacăra la el nu s-a stins are niciodată. Ochi, da. Să poți să la 80 de ani aproape să fii selecționer și să fii atât de activ. Eu nu, cum să spun, eu nu puteam să schimb opiniile că, dom'le, dacă a făcut Mircea Lucescu așa, înseamnă că eu am fost un idiot. E posibil să fiu idiot în multe privințe. Dar asta, eu am avut-o cu chestia asta cu schimbat. Pentru că nu înțeleg de ce să aduci atât de mulți jucători dacă joci cu aceiași. Ok, s-a obișnuit să-i bagi în circuit echipe naționale, erau obișnuiți oricum. Da, mă rog, asta este. Până la urmă, uite, am văzut Cipru-Kosovo. De fapt, n-am văzut Cipru-Kosovo, am văzut doar Kosovo. În condițiile în care acolo trei jucători importanți au fost dați afară. Bun, bun. Da. De FODA. Că au fost prinși cu ce au făcut, dar unul era Jegrova. Adică era Jegrova, acolo împarți jucătorii în Jegrova, Muricii și ceilalți. Și mâncaseră bătaie și de ce manieră? I-au spulberat pe ciprioți. Care ciprioți au bătut pe... Lituania. Și atunci ajungem, cum a zis Vasile Simeoneaș. Băi, ca să înțelegeți, că el era și matematician. Băi, matematică, dacă A e mai mare ca B și B e mai mare ca C, automat A e mai mare decât C. E... La fotbal nu e așa. Nu, dar grupa apare la îndemână și trebuie câștig. Dincolo de a fi câștigată, că asta cred că nu se mai pune problema, contează punctajul. Pentru că la noi orice victorie în această grupă ne aduce un punctaj minim în clasamentul la FIFA, orice înfrângere ne dă foarte mult în jos, pentru că suntem mari favoriți în fața oricărui adversar. Da. Și trebuie să ne păstrăm poziția de urmă a doua la trasea. Și să știi că e ok, asta chiar pare foarte logic ce face acum FIFA și UEFA, mă rog. Aici are logică. Da, are logică, mă, da. Tu ești Cipru și bază România, care e, nu știu, 50 de locuri deasupra ta, te bonific. Și nu vreau să mă gândesc dacă pierdeam meciul de ieri. Și erau șanse. Dar meciul de ieri? Erau șanse. Cred că astăzi, la ora asta, în urnele alea virtuale, deja eram în urna a treia. Serios? Adică pierdeam foarte multe puncte. Și degeaba plânge Ianca Uscas, că nu, chiar n-are motive. A, penalti poți să spui, da. Până la urmă, penalti a fost chemat și cam obligat să dea penalti. Nu l-am dat. Cheamă, ești împins astfel de spune, trebuie să-ți dai asta. Da, mai sunt și arbitrii care nu. Da. Bun, apropo de gazonul prost, vă întoarceți acolo? Ce să facem dacă altă variantă nu avem? Dacă bucureștenii sunt disperați să mănânce mâncare asiatică 3 zile la rând, bă, dar nu le s-o pleca, adică nu poți să mănânci, vineri post, hai să zici, mănânci sâmbătă, dar mai trebuie să mănânci și duminică. Am încercat toate, am zis, hai să mergem să jucăm pe Arc, dar Arcul putea doar vineri n-au vrut televiziune. Și până la urmă, uite că, deci am crezut că ne l-am rămas bun cu un gol în prelungiri și o calificare formidabilă, venim să jucăm pe Petrol. Națională. Asia Fest, care are loc în acel weekend când se joacă FCSB Petrolul, nu are loc pe stadion, ci pe aleile din jurul. Eu am crezut prima dată că va fi și picnic, că vor veni cu pături, cu coșulețe, cu dăm și mie untul. Dar puteți intra. Mai mâncați și voi o sushi și faceți și Nu, nu are treabă cu gazonul. Știu și cu stadionul. Problema este că jandarmeria a spus că totuși fiind un meci cu grad ridicat de risc, FCSB Petrolul, nu poți să trebuie să vină prin mijlocul tonetelor care sunt acolo. Să treacă și ce să facă? Să arunce cu sus în teren, frate, nu știu. Nu, cred că aici jandarmeria e vorba de lipsă de resurse, că ar trebui să trimită mai mulți oameni. Da, probabil. De ce voi jucați un meci acolo, nu? Tot în Ghencea. Da. Până atunci gazonul se revine, ploaia și revine. Nu, își revine gazonul până atunci. Se mai joacă un meci acolo până atunci. Știu, da. Cât de cât o să-și revină. O să vă meargă bine. Dar n-am văzut că n-au cum să schimbe, n-au când. În Ghencea? Da. Nu de schimbat. S-a schimbat pe Giulești. Hai să vă spun ceva. Am fost la Arc. Deci noi am jucat duminică cu UTA, nu? Am fost miercuri. Impecabil. Nu. Nu rău? Eu înainte de meci. Hai de mine, nici Arcul nu e bine. Zic, bă, dar ce a fost în mintea mea? Că numai eu m-am gândit să jucăm acolo. După care am fost sâmbătă și arăta foarte bine.
Adică în timp scurt. Da, 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 adică în 3 zile îl însămânțaseră, că am zis, bă, m-am uitat, zic, bă, parcă zic ce că a vărsat cineva, bă, bani chip din alea, că erau mai multe culori, dar chiar a fost ok. Ok, nu formidabil, dar ok. Între timp, și acolo, sâmbătă a fost o mare acțiune. A jucat fotbal 3 ore acolo. Da, ne-a jucat fotbal și după aia s-au fost 2 meciuri de rugby. Am jucat la Atletico Madrid și nu era gazon pe stadion înainte cu seara. M-a jumat. Deloc. Ne-a rugat la antrenament oficial să facem pe alt stadion și a doua zi era impecabil. A, când? Atunci 97? La 4-0. La 4-0. Am ce echipă aveau și aia, da, m-am prins la echipe cu și cu copioară Spanii. Nu, dar ce echipă, nu, că am mai fost de campion. Nu, dar zic așa, pentru că era roșu de aia. Tu ai fost de vie. Da. Nu, dacă stadion, nu, se poate, o să se vezi, că vine o ploaie bună mâine, îl spală bine, se așează. Cât am rugat la comandamente atunci să meargă și să vadă că e mult prea simplu să faci o instalație din aia care să culiseze gazonul, să-l scoți, și-a spus primarul la momentul ăla, domnul Oprescu, și unde țin gazonul? Dom'le, zic, vorbesc cu Gigi și vă dă câteva hectare la marginea Bucureștiului, le păzim noi, covoarele, nu e probleme, că știi cum, se rulau și după aceea se puneau la loc. Nu, da, bănuiesc că schimbând mereu gazonul, pleacă bani. Acum am înțeles că a fost un comunicat azi al primarului general care zicea că firmele care plătesc pentru concerte plătesc și schimbarea gazonului. Știu, dar tot nu iese bine. Adică tot sumele care se încasează pentru concerte sunt foarte mici la încasările pe care le fac. De ce nu se pun procente din ce se încasează? Pentru că se încasează sume exorbitante. Să pună procentul la ce? De la încasările pe care le face la vânzarea de bilete. La vânzarea de bilete, da. Păi de ce? Dacă eu, de exemplu, închiriez Arena Națională... Pentru că Arena Națională e pentru fotbal în primul rând și după aia pentru... În principiul ăsta, așa, dacă închiriez FCSB-ului, iau și procente din bilete? Nu. Da, dar contribuie și la pierdere când se pierde. N-am nicio problemă. Asta cu pierderile cui? Pierderile noastre. Din ce? Păi dacă eu îți dau procent din încasări... Da. Că normal procent din profit trebuie să dai. După ce achit chiria și... Sigur, așa e logic. Atunci ținem parte și când pierd. Vin cu 10 că noi majoritatea meciurilor pierdem. 80.000 de euro sunt pierdere. Da, sau da. Nu e mai simplu să-ți închiriezi, atunci îl pun la dispoziție, tu mi-l dai aceleași condiții. Dar e mai simplu și cred că e logic și corect ca suma să fie mult mai mare pentru concert decât pentru... că stadionul s-a făcut cu 115-68 iarbă, cu porți, nu cu scenă la mijlocul gazonului. Și spuneți că, de exemplu, pentru un concert... Ar trebui să fie mult mai mult. Poftim? Suma încasată de primărie n-a fost mai mare decât la un meci de fotbal? Înțeleg că nu prea. Că atunci nu mi se pare că e în regulă, că tu blochezi stadionul pentru o perioadă mult mai mare, scoți gazonul. În primul rând că pierzi bani, că în timpul ăsta echipele se puteau juca acolo și plăteau. Eu sunt convins că, și chiar aș vrea, dacă cineva, dacă nu, primarul e mult preocupat ca să... Dar cu acte pe masă, să vorbim, să vedem dacă s-a pierdut sau nu s-a pierdut. Dacă se câștiga cu noi sau nu se câștiga. Dacă ieșeau mai bine dacă noi jucam astea, câte meciuri au fost, 4 în cupele europene și cu meciuri de campionat, sau nu cumva au ieșit mai rău. Pentru că e foarte grav ce se întâmplă, foarte, foarte grav. Pe de altă parte, totuși, un stadion, plus național, în orice țară, este folosit și pentru tipul ăsta de evenimente. Doar că noi nu putem să mergem să jucăm în Parcul Izvor fotbal, deși am putea, dar na, eu știu, se tușează mai greu printre copaci, pe când am văzut concerte și în piața Constituției și în piața, știu eu, să fac tribune speciale. Păi da, pare foarte rău, dar nu prea ies sub nicio formă, adică nu stă nimic în picioare. Da. În privința celor 4 meciuri de Europa League, sunt probleme cu Arena? Adică de program, de Asia de program? Nu știu, sper să nu. Nu știu, că asta n-a fost Asia Fest, asta, gustarea asta, n-a fost. A fost, dar nu a fost, nu luasem în calcul. Noi știam că o să jucăm cu Petrolul acolo. Da, mă rog, dacă eu știu ce o să fie Burger Fest și apar producătorii de burger din Europa vor să se bate cu... Depinde de... Cum? Cât plătiți la un meci? 46 de 43 de mii, depinde. 45 de mii. Da. Ori 5 meciuri? 200 și... Da. Nu facem capul, vin și eu cu oameni și... Mă rog, hai să mai... Nu e regulă. Chiar nu e regulă.
Da. Foarte mulți suporteri FCSB întreabă ce este cu pachetele de bilete. Care pachetele de bilete vor săptămâna asta se vor pune la vânzare. Noi deocamdată așteptăm. Ce se întâmplă? Mulțumită reprezentantului Fare, care 10 minute după ce s-a terminat meciul a înregistrat el că ar fi cântat un pâlc de suporteri piesa aia a Rapidului. Uh-huh. Acum eu stau și întreb, păi, pot veni 20 de rapidiști să cânte dacă vor. Nu se pune problema, dar zic așa ca chestie. Și a trimis din nou cu o traducere mot-a-mol la UEFA. Dom'le, este ceva înfiorător ce se face acolo. Acolo e rasism la extrem. Și am primit 20.000 de euro amendă și sectoarele de la 115 la 121 în Ghencea închise pentru meciul cu Letonii. Noi am trimis un mail în care am solicitat să ni se spună ce se întâmplă, pentru că nu vom juca în Ghencea, ci vom juca pe Arena Națională. Sperăm să jucăm pe Arena Națională. Și așteptăm răspunsul UEFA. Probabil că unde stau ultrașii noștri în el va fi închis. Probabil, dar trebuie să așteptăm. Și atunci nu vom scoate pachete acolo. În schimb, vom scoate pachete în, probabil că în tribune vom scoate pachete și în peluze, nu știu, că e o discuție legată și de cei de la Manchester United care vor să cumpere toate biletele posibile. Deci ei au zis că oricâte bilete le punem la dispoziție. Da, englezii au un sistem de punctaj. Nu trebuie neapărat să vină la meciuri, dar dacă și-au achiziționat bilet în afara abonamentelor, season ticket ce au fiecare, au puncte mai multe și atunci au, știu eu, prioritate la deplasarea de la Brentford. Nu știu, bănuiesc. Așa îmi explicase de cei de la Liverpool, că spuneam, de ce e așa mare nebunia asta? Vor să joace, vor să meargă. Băi, vor, dar nu prea vor. Bine, și berea e foarte ieftină și foarte bună la noi, mai ales cea românească. Bine, în ianuarie... Poftim? Pentru ei nu știu. Cosmine! Cosmine! Mai ales acum, serios? În primul rând că la ei vremea e cum e. Eu ce am văzut pe frig, nu uita că am jucat în februarie la Liverpool. No, berea este bună la orice. E adevărat că la un vremea aia care știm noi iarna. Nu, poate să înghețe, e adevărat, dar dacă o ții așa puțin în până se răzbărțe. Și șupărică, dacă berea trebuie să fie rece. Plus că dacă dai drumul unui shot de whisky în halba de bere, știi cum se încălzește? Nu știu. Nu știu, submarin din astea, nu. Bun, adesea sunt și pe Mircea Lucescu, câteva declarații din conferința de aseară după meci, câteva concluzii lui Lucescu, apoi ne întoarce Vanu și ce meciuri sunt transmise în direct pe cele 5 canale din această ultimă seară de Liga Națiunilor, etapa a doua. M-a surprins că au avut un bun joc de posesie și de construcție de joc, la care noi ar fi trebuit să răspundem cu un joc cu spații scurte, foarte, foarte rapid, nu s-a putut din cauza slăbiciunii terenului. Terenul a fost mizerabil și jucătorii. Adică, pentru o echipă care își pune totul pe tehnica pasei, este foarte greu pe urmă să... Adică, când apar greșelile din cauza aceasta, jucătorii suferă, se enervează. Ne-a dezavantajat teribil terenul de joc. A fost... execrabil. Sper să nu ne mai întoarcem pe un astfel de teren dacă nu-l pun la punct. Există și Craiova unde se poate juca, există și Cluj unde se poate juca, există stadionul nostru național unde se poate juca. Nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în București. Asta e echipa națională și ea trebuie să joace pe întreg teritoriul țării. Încă sunt probleme. Nu se poate peste noapte să mă schimba lucrurile. Pentru mine, problema asta e o problemă extrem de serioasă, construcția jocului. Încă nu se mișcă de așa natură încă să putem să avem superioritate netă. Selecționerul Lituaniei a acuzat că România a avut nevoie de ajutor colateral, cum s-a exprimat. Care a avut ajutor colateral? Amândouă au fost în favoarea noastră. Și spunea că goluri... Bine, el poate să spună orice, și eu pot să spun orice. Asta nu înseamnă că e adevărul. Adevărul este cel care au... S-a demonstrat în camera de VAR. Da, eu am spus că am avut șansă. Putea să fie, să nu în felul ăsta să decidă. Am avut șansă. Dar ăsta este adevărul. Nu pot să... Da. Sigur că el nemulțumit pentru că au avut mare parte din joc, au avut superioritate în jocul aerian, în duelurile individuale. Ultimul meci pe care l-ați jucat dumneavoastră în primul mandat a echipa națională a fost în Ghencea.
Și două am înghencea. Așa, ultim, și după aceea ați fost demis. Și vreau să vă întreb dacă ați avut emoții, așa. Primul, ultimul meci a fost cu Austria 4-0, păi, și ultimul meci în campionat a fost cu Steaua 3-0. De 7-0 a fost. Și cum ați avut emoții înainte să veniți? Nu am avut niciun fel de emoții. Din moment ce am marcat atâtea goluri pe Dughencea, de ce să am emoții? Din contră, eram foarte mulțumit. Da, am văzut adevărul că totuși în ce fotbal trăim, în 85, Lucescu are încă în memorie și aia va rămâne terenul ăla aproape impracticabil de la meciul cu Irlanda de Nord. Se întoarce după aproape 40 de ani și găsește la fel terenul. Deși stadionul e de 100 de milioane și așa mai departe. Meciul cu Irlanda de Nord. Păi ce, s-a jucat pe 23 august? Ca teren, mă refer, ca suprafață de joc. Atunci Steaua atunci era Rudi Conrad, era... Nu, era și spus că sistemul m-a predicat să joc în Ghencea, că acolo aș fi vrut să joc. Da, pe era Rudi Conrad, nu știi că la un moment dat era și Stema Stelei la mijloc, era ceva fabulos pe vremea aia. Bun, spuneam, 5 meciuri pe care le transmitem în direct, 21:45 ora de start, Olanda-Germania este derbiul zilei pe canalul principal, Anglia întâlnește Finlanda, repet, tot la 21:45, Ungaria-Bosnia, ambele echipe au pierdut în prima etapă într-o grupă grea cu Olanda și Germania, Cehia, Ucraina și Albania-Georgia se joacă. Asta e meci bun, Albania-Georgia. Albania-Georgia, da, ambele au câștigat. Că e favorită, Albania ar fi favorită, deși n-aș băga mâna în foc. Ambele au câștigat și au câștigat, Albania a bătut Ucraina, Georgia a spălărat-o pe Cehia. Da, a rupt în două.